Salut lume și bine am găsit la un nou episod din seara noastră de Dreamland. Oameni buni, mi s-a pus și mie skin-ul pentru că știți din episodul trecut că nu l-am avut pentru că nu se făcuse update la baza de date a serverului. Însă, acum s-a făcut. Avem aici acest skin minunat de leu. Ok, am dormit o dată că nu am știut. Bun. Avem skinul ăsta de leu care e super mișto. E blăniță, blăniță rău. Ok. Așa, și o să mergem astăzi pentru început. A trebuit eu să pun crafting-ul ăsta, nu știu unde să-l pun, hai că-l pun aici. Și pun și furnace-ul ăsta tot aici. Și în el aveam cău. Aici am niște obsidian, avem și ender chest, by the way, o să vă arăt foarte rapid, pentru că trebuie să mergem până la zona de shop-uri. Și avem așa, două shulcăre, în shulcărul ăsta avem grămadă de cărți cu mending și foarte multe pickaxe-uri înceantate. Asta e cel mai bun pickaxe, cred. Are mending, fortune, unbreaking. Bine, nu cred că trebuia să mai pun mending dacă avea... anyway, nu contează. Avem aici un power și respiration 2 care va veni pe cască, pentru că eu nu cred că nu am aqua infinity. Și aici o grămadă de pickaxe-uri pe care nu știu ce o să fac cu ele efectiv. O să le las acolo și aici am cumpărat de la zona de shop-uri niște spruce log și o să avem nevoie de astea. Și da, by the way, avem și diamond horse pe aici, hai să le iau eu foarte rapid. Și în caz că n-ați văzut în Ender Chest, avem 5 blocuri de diamant. Am avut 13, doar că am cumpărat multe chestii de pe la shop și s-au dus. Sunt la mine la bază și mă duc până la zona de shop-uri. Așa. Perfect, hai să luăm ăsta rapid. Avem pickaxe-ul ăsta, e cu seal, touch, efficiency 4 și unbreaking. Și e destul de ok. Și acum hai să mergem și noi rapid la zona cu shop-uri, să mai cumpărăm un alta. Nu știu dacă am cheia cu mine. Ia stați să mă uit. Cheia de la shop-ul lui Cuba e cu mine. E aici, perfect. O să o țin eu aici. Da, bă. Ia uite, bă. Ce țigan. No. Pleacă, mă. Ce vrei? Am fire aspect pe sabie, fraiere. Așa. Bun. Hai să iau eu rapid ender chest-ul și putem pleca. Ce faci, măi, Azorel, măi? Ești bine, cățelule? Ia să vedem, mănânci. Sticuri. Mănânci. Opa, așa. Bun. Am pe sabie Sharpness 4, Knockback și Fire Aspect. Ceea ce e ok. E foarte, foarte ok. Mai avem cărți de enchantat, pentru că trebuie să ne mai facem armura. Totuși n-am o armură foarte ok, însă din câte știu pe buți mi-am pus Feather Falling, nu? Da, și Depth Strider. Și avem și protecție 3, protecție 4, doar pe chestplate. E bine. Bun. Cam asta e zona cu shop-uri. Și o să ne facem și noi un shop de construcții, după cum am zis în primul episod. Încă nu știu unde. Poate că o să fac undeva pe aici. Gen fix aici nivelez și fac, dar nu prea aș vrea. Aș vrea acolo pe munte. Sau acolo, cred că acolo să facem. Ar fi mai interesant. Bun. Hai să mă uit eu foarte rapid. Ce e ăsta? Ce scrie aici? Ok. Bine ai venit la așchiuță. Ender au prețul diferit. Eu de aici mi se pare că am luat... unde eram? Ăsta, nu? Da, sprus. I-am luat, nu știu, vreo 4 stack-uri, cred, sau nu știu cât am luat. În fine. Și am zis că mă duc până la shop-ul lui Cuba. Foarte rapid. Care era undeva pe aici, dacă nu mă înșel. Chiar aseară am plătit pentru cheie. Se pare 32 de diamante. Și aici cheie făcută de Cuba. Arunci pe jos, bam. S-o dă, se deschide ușa și e perfect. Și
fel pentru comenzi. Sugerez să vă lăsați cheia de intrare în render chest. Ah. Bă, păi eu de obicei o țin în render chest, dar stai că acum nu mai trebuie chiar. Gata, bun. Și hai să vedem, de aici trebuie să-mi iau eu emeraldele și să vedem ce trade-uri mai au villagerii lui Cuba. Ăsta are așa, are un iron shovel, nu mă interesează. Ender pearl-uri, nici ăsta nu e. Bă, are battle XP, what? Battle enchanting. Nu știu dacă se merită să iau. Aș putea, că mai iau după aia emeralde, dar nu știu dacă se merită. Vedem. Vedem, încă nu știu. Asta e mending, da, dar nu trebuie. Trebuie, bine, trebuie să mai am vreo două cărți cu mending. Lecție 2, Lack of the Sea, nu. Deci voi n-aveți, cine știe ce. Hai să vedem ăștia. Star Efficiency 5. Mamă, dacă vrea, frate. Bun. Blast Protection și mai are ceva, Riptide sau ceva. Infinity, nu cred că îmi trebuie ca marcuri acasă. Așa, bun. Asta ce mai era, Lack of the Sea. Implanting sau ce scrie? Bolting, what the fuck, nu știu ce e enchantul ăla. Bine, multe enchanturi nu prea recunosc, sincer. Însă aș fi avut nevoie de un looting. Mending 16. Hai să vedem aici, protecție. Tot n-are. Și aici era ăla cu cel mai ieftin mending. Cu 12 mi se pare. Silta ce am luat de aici. Lure nu-mi trebuie. Tu ești al cuibă. Tu ești ăla cu mending. Mai dă încoace. Dai că am uitat să-mi iau cărțile. Din Ender Chest. Uite, șulcărul ăsta le-am. Perfect, hai să pun și o șulcăru jos, așa. Doamne, câte gălăgie fac ăștia. Pune aici, mai au două cărți cu mending. Să fie. Și să vedem ce mai ai pe aici. Aqua Affinity nu-mi trebuie, Infinity nu-mi trebuie. Bă, ale sale mele, bă. Bă, țiganilor, bă. Așa, bun. Și acum cum dracu ies? Gen. A, pot să am înțeles. Hai că am pus prea multe torțe. Cam atât, cred, nu? Opa, asta avea punch, stai să vedem ce mai are. Punch 2, am breaking 2, nu-mi trebuie și tu. Fiind ultima, ai mending scump. Ai nevoie de un looting smite. Fortune 3, am luat de la tine Fortune, mi se pare. Și era pe aici, nici aici nu cred că avem looting, sau? Două diamante, orice carte ia. Implanting. Mai aspect power, nu, nu. Tons 2, a. Reality, feather falling. Protection, sharpness. Knockback. Da, nu văd looting. Nu fără dropout flame. Efficiency. Nu, nu este. Sincer, că o să iau o carte cu... Unde era, mă? Am pierdut-o. Well. Nu știu pe unde era. E ok. Deci, cam asta cred că ar fi. Să-mi pun și eu rapid înapoi în Ender Chest pe aici. Ce mai am? Bun, și cărțile astea le pun aici. Stai că la asta trebuie să mai pun cărțile cu mending. Perfect. Ok. Hai să băgăm una pe aici și cam that's it, cred. Mă rog, și mai avem și emeralde pe care le-am uitat. Bun, și mai avem 35 de emeralde. Și aici la ăsta nu știu dacă avem ce să luăm. Am făcut refill de emeralde aici, din câte văd Cuba.
Deci, ok, au venit și cărți aici, ai de toate, numai diamante trebuie să ai. Mă rog, o să mai fac eu o sesiune de minat, poate chiar astăzi, când vedeți voi videoclipul. Într-o zi unde am minat, ieri de fapt, am minat 5 ore în continuu și am făcut 16 stacuri de fier. Adică dacă v-ați uitat, avem vreo 64 de blocuri și ceva. Și am făcut multe stacuri de fier. Bă, acum sunt curios. Noi ne putem lua și elitra. O să rămânem cu puține diamante, dar ne putem lua și elitra. Dar nu știu dacă ar fi profitabil. Nu știu aici dacă e aici ceva. Treasure, nu e nimic. Wow. Și aici avem firework-uri. Pentru elitra, mă rog, aici avem șulcare și nu știu dacă să mai iau. Câte? Mai iau două șulcare? Mai cumpăr două șulcare ca să am acolo. Cât era pentru un șulcăr? Un diamant, un șulcăr. Am luat două, punem acolo două diamante. Așa. Hai să le băgăm aici, chit că sunt goale, nu are nimic. Perfect, și cam asta ar fi. Putem merge înapoi la bază. Și nu știu dacă o să mă apuc eu de brad. Adică aș putea, dar nu știu dacă am să o fac. Cred că cel mai fain și mai șmecher ar fi. Vedeți că am 4 saplinguri de spruce sapling. Și o să încerc să generez eu un brad automat, gen, pun 4 saplinguri și fac acolo. Bă, dar unde ne-ai portal? Ah, acolo. Și fac brad, gen, automat, nu mai stau să-l mai fac eu. De spruce oricum avea nevoie. Lemnul spruce pentru că ne trebuie la altceva. Și da, e ok, o pun pe acolo, pe aici. Așa, mi-a luat ceva sincer să-mi văd drumul ăsta, dar e foarte ok că eu sunt destul de aproape de cam toți. La deloc nu avem fermă de scheleți. Și acum, sincer, mă duc direct acasă, nu mai fac nimic. Și sus, deasupra e portalul către Peter. Am ajuns acasă, toate bune și frumoase. Va trebui eu să mut cumva portalul ăsta undeva sus, dar sper să nu mi se creeze al portal, pentru că dacă o să se creeze al portal va fi super, super nasol. Și sper să nu se întâmple asta. Da. Bun. Acum, Brad o să încerc să-l fac eu ori aici, ori aici. Deși nu știu dacă să-l dau, cred că mai nici chiar arăta aici, zic eu, Bradul. Așa că haideți să vedem dacă reușim noi să-l facem așa. Și o să am nevoie de bone meal, adică de oase dacă am. Ia să vedem unde bone meal, doar atât. Serios, doar atât bone meal. Hai bă. Ne avem 18, nu știu dacă o să mi ajungă. Gen, ia să vedem. Oh, bă, mi-a ajuns, ia cât e de. Bă, ești nebun. Mă jur că mai bine dată nu putea să se spawneze acest brad. Mă rog, acolo sus cred că o să modific eu puțin. Și aici jos, dar arată blăniță rău de tot. Bă, ești nebun. Cât de tare, frate. Jur că nu mă așteptam să facă atât de bine. Bun, hai să încercăm să-l facem noi puțin acolo sus. Să am nevoie și de ceva să mă urc, așa că dăm niște spruce din asta. Perfect. Frate, cât de bine s-o generat. Genial, jur. E, aici nu prea îmi place cum e făcut. Dar îl modific eu imediat. Ca să arate cât de cât ok. Spargem mai punem aici, cred, un layer. Sau o să vedem dacă avem nevoie. Acolo e așa. Aici putem lăsa una și să punem aici. A, nu, îl îmbrăcăm direct, ce? Și pe aia o sparg eu după aia. Deci vine îmbrăcat așa și mai facem așa aici. Ca să arate cât de cât ok. Sper că o să arate ok.
Așa. Bun. Ok, și mai trebuie aici sus. Perfect. Am să mai puțin, asta trebuie să o sparg. Well, arată cam pătrățos era aici, dar... Nu prea îmi place cum arată aici. Arată mai bine așa. Ok. Aici așa nu arată tocmai wow. Hai să sparg eu rapid. Da, bine, hai că am spart-o. Noroc că am feather falling. Hai să mă duc înapoi sus. Am spart bine, rău. Asta e pe aici. Hai că e bun. Va trebui să ne ocupăm noi și de camera cu chest-uri, dar nu știu exact când. Să o face și pe aia. Dar acum trebuie să vedem ce facem cu acest brad minunat. Pentru că nu arată tocmai ok pe aici. Aș putea, eu cred că i-aș da un design ok dacă aș sparge, dar n-am cum să sparg acolo. Hai că încerc să fac ceva așa. Și să fie așa gen, da, cred că o să arate, nu știu cum o să arate ea. Bă, sincer, dacă măresc asta cu una, o să arate ok. Ia să vedem. Bine, nu știu dacă am mărit-o bine, dar... Apa, cred că asta îmi trebuie acolo. Nici asta. Așa. Așa, și atunci trebuie să mai sparg colțurile care arată urât. Așa. Și cam asta ar fi, acum arată mai ok? Cred că e mai ok așa. Bun. Hai să vedem. Perfect. Ok. Bă, arată ok, Brado. Aici, sincer, cred că pot să-i mai pun eu asta așa. Să fie un pic mai... Well, cred că mai pun una, gen. Așa. Dar nu mai am... Bă, vorbesc serios, nu-mi zic că nu mai... Bă, nu te cred. Nu mai am din astea de spus. Mă rog, am să las așa, sincer. Și trebuie să-i mai fac eu. Ah, dar de fapt nu, mai bine tai partea asta. Da, e Phantom din ăla. Care se generează dacă nu dormi, cică. Perfect. Mai mult sau mai puțin. Asta o sparg și pe asta.
Așa. Și cam atât, cred. Și o să punem acolo niște chesturi ca să arate mai ok. Și mă rog, o să trebuiască să împodobim bradul pentru că e... Nu e împodobit acum. Bă, nu e cel mai wow brad, adică... E ok, sincer, acolo ar mai fi mers un layer, da. Văd, poate să-l mai modific eu pe parcurs. Și va trebui să îi mai pun... Beteală din aia în pom. Gen, va trebui să mă duc să iau niște lună. Bine, de lună o să fac rost ușor pentru că avem ferma de schelet și au... De fapt, stai că nu prea merge cu ferma de schelet. Vedem, dar cred că mi se pare că există și una de spider. Mă duc și iau string și rezolvăm. Sau dacă nu mă duc la cineva și tu niște oi și din nou tot rezolvăm. Gen, sunt mai multe variante. Cam așa arată brau deocamdată. Bă, eram sigur. Te-am auzit, fraier. Pleacă de aici. Mersi de string. Bun. Putem face foarte rapid. Oh, ce faci, mă, prietene? Uite, bă, mi-a dat foc curt. Stai că mă prăjesc. Și mai e unul aici. Bă, pleacă, bă. Mă duc eu rapid să fac niște chesturi. Să punem pe acolo, să arate bine. Nu știu câte să fac. Fac 8 chesturi, cred că e ok. Așa. Bă, nu, aparent sunt puține. Dar arată bine cu chesturi, nu? Da, arată chiar ok. Mai am nevoie de câteva chesturi. Și cam asta ar fi 3 puțin ter. Uite, mai avem și aici niște lemn. Bun, 7 chesturi. Hai să vedem, băgăm unul și aici. Bă, nu aici, mă. Așa, aici. Băgăm unul și pe acolo. Și pe aici. Și acolo și aici. Și cam asta ar fi, cred. Nu prea am cum să le pun altcumva. Bine, aici, sincer, ar fi mers dacă îl scoatem pe ăsta. Mă rog, de ce n-ai spar cu siltaci. Îl punem pe ăsta și pe ăsta îl putem muta. Unde să mutăm? Îl punem aici. Gata. Și acum cred că arată mai ok. Mai blăniță. Bun. Perfect, luăm și noi shulker-ul și îl băgăm în Ender Chest. Aici așa și luăm și Ender Chest-ul. Și pe aici n-am mai făcut nimic. N-am mai lucrat la nimica. Asta e din episodul trecut. Nu mă gândesc că o știți dacă v-ați uitat. Și... da, bă, cam atât a fost și cu acest episod din seria de Dreamland, oameni buni, dacă mai vreți în continuare episoade, nu uitați să lăsați un like pentru că am văzut că v-a plăcut super mult primul episod și de asta m-am decis să mai fac încă unul. Deci, da, nu uitați să lăsați un like, să dați un share și să vă abonați. Și nu uitați că aveți Instagram-ul meu în descriere, vă dați-mă acolo un follow. Ne auzim la următorul videoclip. Ceau, bă, pa!